prezent, artizanul a finalizat trei modele: camion militar, camion cu basculantă și camion cu platformă pentru transportat bușteni. Machetele sunt compuse din sute de piese, mai exact 240. Pentru fixarea lor este nevoie de peste 500 de șuruburi. Am în lucru 23 de bucăți pe care lucrez din iarna, din noiembrie 2005 și am finalizat 4 bucăți. Camioanele au mecanism de direcție, portierele cabinelor pot fi deschise, oglinzile se rotesc, iar scaunul pasagerului este rabatabil. Munca este deosebit de migăloasă. Numai pentru realizarea unei roți de camion este nevoie de 4 ore de muncă. Artizanul este ajutat în muncă de fiul său. Este un perfecționist, deci stătea în atelier și 14 ore. Pentru a-și vinde parcul auto în miniatură, Dan Butiriș a deschis un site pe internet. Este convins că în câțiva ani camioanele lui vor ajunge în toate colțurile lumii.